Preamărit să fie Domnul! Mă bucur că am auzit sala zicând amin. Că mai înainte, nu ca critică, dar ca observare, am văzut că fratele care a predicat înaintea mea s-a zbătut oarecum ca să aducă un mesaj bun. Nu l-am înțeles nimic, nici măcar un cuvânt. Mesaj, aia am mai auzit și eram obișnuit cu muntele Mesaj, care își întinde piciorul până la Zalău și la Romita. Nu atât am știut și eu, dar încolo n-am știut. Dar mi-a mai spus copilașul ăsta drag că o vorbit și despre rai și despre iad și o vorbit ca toți să ne trezim din somn, ca să ne lumineze Hristos. Și asta însemnează că a vorbit bine, glorie Domnului. Amin. Dar de ce nici cei ce se laudă că știe engleză n-au zis nimeni nimic? Ce e aia, mă? N-o pătruns la inimile voastre, n-o vorbit în vânt, ce, cum? Păi eu când știu ceva, sau gata o cântare și îmi cade la inima, păi eu nu pot să tac, mă. Preamărit să fie Domnul, slavă Domnului! Păcască-ți gura, mă, noi avem un Dumnezeu ce merită laude, glorie Lui! Amin. Și acum m-am tot gândit aici că copilașul ăsta drag, pe care l-am iubit în adevăr și îl iubesc cu adevărat, că Dumnezeu m-a folosit în vremea aceea când el a trebuit să treacă oceanul și am rămas cu inima legată. Eu de el, nu știu el de mine, da, eu de el, da. Ne-a tot trasat așa sarcini. Vezi, ai atâtea minute, vezi, i-am tot aprobat ca să nu-l supăr. Dar acum vreau să nu vă supăr nici pe dumneavoastră, pe nimeni. Și de aceea acum vreau să vă spun povestea lui Wulbrand. Măi, 5 minute mai îmi dai să vorbesc. O frață, nu. După ce începea să vorbească, măi, să nu credeți că eu mint. Eu vreau 5 minute să vorbesc, dar nu vă pot garanta că fiecare minut va avea 60 de secunde. Așa că câte minute ori fi, om vedea la urmă când se termină secundele. Slăvit să fie Domnul pentru toate! Aș vrea să fiți toți cu inimă deschisă, larg. Și dacă aveți ceva de comentat în mintea dumneavoastră, nu lăsați să coboare în inimă. Comentați după ce plecați. Cât stați aici pe bancă, lăsați inima bună, deschisă, ca cuvântul lui Dumnezeu să aibă loc în noi. Măriți să fie Domnul! Nu știu ce să aleg. Mi-a trecut prin cap multe teme de predică de când stau aici, fiindcă n-am venit cu lecția învățată. Dar nu mi s-a oprit acolo și acolo și dincolo. Mi s-a oprit acum gândul la 3 întrebări. O întrebare pentru bărbați. Ea a fost pusă de Dumnezeu lui Adam. Și a mai fost pusă și la alții, dar lui Adam sigur. Și auziți, în Genesa, capitolul 3, versetul 9,
este această întrebare. Unde ești? Apoi potrivește cu bărbața asta, că fă pusă la un bărbat. A doua potrivește cu femeile, că a fă pusă la femeie, în versetul 13. Ce ai făcut? Asta e pentru femei. A treia e pentru toți, mici și mari. Din Iona, capitolul 1, versetul 10. De ce ai făcut lucrul acesta? Așa că harul lui Dumnezeu să ne cuprindă pe toți. Și întrebările acestea sunt puse ca în seara asta, tu și eu, să dăm un răspuns Domnului. Mărit să fie Domnul! Și ca să ne putem contura gândirea și răspunsurile, vom adăuga la aceste trei întrebări și partea a treia a Psalmului 50. Și vă rog să deschideți ca să citim și aceasta și apoi, prin harul care îmi va fi dat și îngăduit de Domnul și prin puterea dată de Duhul Sfânt, voi începe să predic. Dumneavoastră veți număra secundele. Știți că Psalmul 50 are trei părți. Prima parte vorbește de planul, gândul Domnului Iisus, pe care psalmistul numea Dumnezeu, da, Dumnezeu, cu specificare Domnul, nu Tatăl, nu Duhul Sfânt, Domnul, adică Iisus. Cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Și apoi arată în continuare, în câteva cuvinte, pe cine cheamă în mod special, pe cei care au încheiat legământ cu mine, zice acolo cuvântul, și în cele din urmă, ziua cea mare a judecății, înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică, adresându-se apoi lui Israel să asculte glasul Domnului. A doua parte vorbește despre jertfele care n-au putut să mântuiască pe cei ce aducea, și a treia parte vorbește pentru noi, pentru adunarea asta de aici. Măriți să fie Domnul! Ascultați a treia parte, începând cu versetul 14. Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine? Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește
și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Slăvit să fie Domnul. Acum, întrebarea primă, unde ești? Ești tu cu adevărat înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta? Unde ești? Ești tu cu adevărat în biserică în seara aceasta? Ești tu cu adevărat interesat de ce se vorbește aici? Sau tu ai preocupări? Am văzut că în adunări acum oamenii poartă grijă mai mult de ei decât de cuvânt. Sticluțe cu apă, am văzut și cu cola, nebunii curate, mă, pe-n biserică când intri. Biserica e sfântă, tu trebuie să fii sfânt. Glorie Domnului! Aici nu-i bufet. Unde ești? Unde ți se pare că ești? Alții mestecă gumă, alții fircăle fără rost, pe câte o foaie de hârtie. Unde te trezești? Unde ești? Unde ești, Adame? De ce s-a pus întrebarea asta la Adam? Știți? Pentru că era gol. Până a fost împodobit cu slavă, întrebarea asta n-a avut loc. Dacă în slava n-a mai fost peste el, a venit întrebarea, unde ești? Și și-a dat singur răspunsul, sunt aici și eu în biserică, dați gol. Nu mai sunt har, nu mă mai însoțește Duhul Sfânt, vorbirea în altă limbă am pierdut-o, prorocia nu mai de mult, vedenii n-am mai avut, vise nu mai visez, frumos cu adunare, cu prorocii, cu... Nu mai visez, visez câte un câine că vrea să mă muște, visez un taur că mă gonește printre spini, și te scoli obosit, trudit, plin de apă, cu vise până și din alte spurcate erotice. Unde ești? Tu ești chemat să fii sfânt! Mărit să fie Domnul! Amin. Și dacă ești chemat să fii sfânt, ascultă cuvântul lui Dumnezeu din Levitic și din Petru. Fiți sfinți că eu sunt sfânt. Fiți sfinți în toată purtarea voastră. Seara asta se zicea că e pentru tineri, dar am văzut că nu prea e pentru tineri. Oricum, când un băiat de 15, de 16 ani se duce cu o amărâtă de fată de 14 ani, e de mână aici. Și mai... Iesă Sara la plimbare. Ce părere ai? Tu ești copilul lui Dumnezeu? Ce părere ai? Ce educație ai? Tu știi că a purta de mână pe o fată te umple de pofte
și te umple de lucruri necurate și gândurile îți zboară iurea. Tu știi aia? Altul mai mare, are mașină. E fata cu el în mașină, că e needucată. O fată educată nu se suie la un bărbat în mașină, nici să fie pastor, nici să fie proroc, nici să fie văr sau unchi. O fată n-are ce căuta cu un bărbat singur. Unde ești? Am văzut atâtea cazuri între neamuri de aproape, foarte de aproape, care au ieșuat în păcate grozave, pentru că și-au permis o apropiere prea mult unul de altul. Și aceasta nu-i bine deloc. După aceea îți urmează întrebarea, prima mama, ea te observă, păi ce ai făcut? Păi ce ai făcut? Păi să vezi că am crezut că e serios, păi să vezi. Dar de ce ai crezut că e serios și n-ai crezut că n-ai voie cu el? De ce n-ai crezut așa? Că așa zice Biblia, fugi de păcătuire. La Timotei îi dădea Pavel sfaturi frumoase, măi, cu o tânără să te porți ca și cu o soră a ta, cu un tânăr ca și cu un frate al tău, cu bătrân să te porți așa și așa. Dar când o fă vorba de el personal, atunci eu mai vorbit așa frumos? Atunci eu dat o poruncă aspră, fugi de pofta tinereții. De asta trebuie să fugă toți tinerii care vin în adunare, băieți, fete, și toți care calcă pragul adunării, trebuie să fugă de pofte. Dumnezeu a făcut pe om o ființă sexuală și l-a îmbogățit cu pofte în trup, în vederea maturizării, în vederea completării, în vederea pregătirii pentru viață. Dumnezeu a lucrat bine, nu-i nimic rău în ce a făcut Dumnezeu. Dar dacă tu nu știi să-ți păzești trupul și să-l grijești în cinste, că nu-i Dumnezeu de vină, ești tu însăși. Și apoi vine întrebarea, ce ai făcut? De ce ai făcut lucrul ăsta? Vedeți, dragii mei? Cuvântul lui Dumnezeu aș vrea să-l transfer acum pe un alt câmp care privește foarte mult biserica. Și anume, adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Trăim într-o lume de nemulțumiri. Pastorul nu-i mulțumit de poporul pe care îl are în grijă. Poporul nu-i mulțumit de pastor. Tineretul nu-i mulțumit de cei ce în față. Cei ce sunt în față au atâția de comentat la tineri. Pe plan social, e o nemulțumire de la președinte până la cerșitor. Toți sunt nemulțumiți. Și aceasta e o lacună a secolului nostru. Pe vremuri,
Mânca oamenii cu toată familia niște oțet dintr-o cadă cu pere mai sălbatice adunate de pe câmp și făcea o mămăligă și era mulțumit, mă cânta și povesteau. Era mulțumit. Era mulțumit să stea bunica acasă și să-i dea ea la fată să meargă la biserică. Și era mulțumit, mă, că nu avea haine de schimb. Dar era mulțumit. Era mulțumit să ducă păpucul de 2-3 ori la reparat, la câte un cârpaș din ăla. Ba cu un cui, ba cu sula, îl străpungea și îl prindea. Și îi se părea, Doamne, ce păpuci bun am eu de Crăciun sau de Paști. Și era mulțumit, mă. Astăzi, ți-s dulapele pline de tot felul de haine și de tot felul de încălțăminte, dar inima ți-e goală. Inima e goală și tu aștepți har în adunare. Tu aștepți pe Domnul cu minuni. Tu aștepți semne. Punem bolnavii cu listă și ne rugăm cu lunile, dar bolnavul tot acolo rămâne pe listă. Dragii mei, de ce? Pentru că ne-a pătruns nemulțumirea și Dumnezeu nu-i place de oamenii nemulțumiți. Tu știi, am întâlnit oameni așa de nemulțumiți că a început să scrie de frață din adunare la ziare. Ce lucru diavolesc! Am întâlnit frați așa de nemulțumiți încât și-a luat familia, și-a vândut casa, și-a plecat să nu mai dea ochi cu ăla și cu ăla. Am văzut așa de nemulțumiți că s-au încuibărit 5-6 familii și s-au dus deoparte și au deschis altă biserică. Ca să nu fie cu cei cu care o trăi până acum. N-ar fi rău din biserica asta să faceți 5 biserici, sau cel puțin câte tronsoane aveți aici, să faceți biserici, să nu vă adunați toți grămadă aici. N-ar fi rău, dar cu pace, măi, tu locuiești la 10 kilometri sau 10 mile, acolo mai ai atâția și atâția, măi, toți dăm mână de ajutor, deschidem acolo o biserică, merem și vă ajutăm, evangelizăm. Și asta ar fi o minune și ar fi mai bună decât că te adun grămadă și apoi tot înjirdești la stan și la bran până pornești o revoltă. Datorită nemulțumirii, Dumnezeu zice aici, așa de minunat, aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Prima, a doua, și împlinește-ți juruințele făcute. Pe câte juruință n-ai făcut-o celui prea înalt? Câte n-ai jurat? Păi nu mai vorbesc că la fiecare an nou, care de care se gândește, Doamne, asta vreau să fac, Doamne, ajută-mă, asta vreau să fac. Dar trece anul nou și trece și boboteaza și gata. Ai uitat de toate juruințele. Ai văzut? Și după aia te întreb,
De ce nu mă ascultă Dumnezeu? Că de atâta timp mă tot rog. De-aia nu te ascultă. În primul rând n-ai mulțumire, în a doilea rând ai jurat și n-ai împlinit și lui Dumnezeu nu-i place, ai fără de minte. Decât să faci o juruință și să nu împlinești. Mai bine nu fă niciuna, dar împlinește cuvântul. Slăvit să fie Domnul! Acum, e adevărat că juruințele tu le faci, dar de împlinit tu n-ai să le poți împlini. Nu le poți împlini. Știi ce zice în Iov 22 cu 21? Împrietenește-te, dar cu... Zice tare că eu n-aud. Sau nu știți ce scrie acolo? Zi tare. Mai tare, mă, că doar ai mâncat azi. Împrietenește-te, dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Și versetul 27 de acolo, știi ce zice iară? Când ești prieten cu Dumnezeu, atunci îți vei putea împlini juruințele. Dacă ești vrăjmaș cu Dumnezeu, El nu-ți dă curs. Tu promiți și nu poți împlini. Că El nu-ți dă curs. Împrietenește-te cu Dumnezeu și El poartă grija ta să-ți poți împlini juruințele. Și ce minunat e atunci! După asta, după aceste două fenomene, să le numesc așa, mulțumirea și împlinirea juruințelor în urma împrietenirii cu Dumnezeu, după asta ai drept. Cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Păi până ai nemulțumire în inimă, ești nemulțumit în casă, ești nemulțumit de nevastă, ești nemulțumit de copii, copiii sunt nemulțumiți de părinți, nevasta e nemulțumită de soț, ești nemulțumit de vecini, vii în adunare, dai de alte nemulțumiri și apoi strângi, vindecă-mă, Doamne! Păi când te va vindeca? Când te va vindeca? Asta e scris negru pe alb. Adu-lui Dumnezeu ca jertfă mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt atunci și după asta. Cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Măriți să fie Domnul! Păi când Dumnezeu m-a scăpat din accidente, păi peste tot am publicat ce-a făcut Dumnezeu. Am fost mulțumit! L-am proslăvit! Într-un accident odată, mergând spre Montreal, înaintea mea, 64 de mașini zdrobite, în urmă nu știu câte s-au mai bătut de olaltă, pe o gheață numită Neagră. Vedeai asfaltul uscat, dar gheața era de 2-3 degete pe el. Și care cum intra ca berbecii. Și ei de pe partea ce venea era mai sus, uitându-se ce se întâmplă din coace, își pierdea controlul, coborea de acolo, trecea șanțurile și lovea în plin în ăștia și zbârlea peste coastă la vale. Și Dumnezeu a făcut de-am sosit cu mașina o palmă, ui așa, de n-am intrat sub un trac. Și cei din spate s-au oprit în spatele nostru. Prăpăd în spate, prăpăd în față, noi am rămas. Păi să nu-L proslăvești pe Dumnezeu. L-am chemat
că am văzut că mașina nu stă. L-am chemat și s-a oprit. Slăvit să fie Domnul! Mergeam la un botez la Turda, înainte de Crăciun cu o duminică, și când am fost aproape de unirea, băi, am început să ne învârtim pe gheață în drum și aici era o prăpastie. Și mai duceam cu mine niște prieteni să vadă botezul. Măi, ce să faci? Mașina lua viteză singură, mă, se învârtea în mijlocul drumului, dar s-a apropiat de prăpastie aici. Oamenii au început să zbere. Păi ce să faci în cazul ăsta? Cheamă-mă în zona cazului. Am ridicat mâinile și am strigat: Iisuse, e în primire mașina! Și s-a oprit, numai că s-a oprit în invers, cu spatele către Turda, cu fața către Alba. Ne-am dat jos câțiva bărbați să o înturnăm, dar nu ne prindea picioarele. Când împingeam un pic de mașină, când fugea picioarele de sunoi. Și cu greu, cu greu am întors mașina. Băi, și pe gheața aia am mers până în Turda și nu s-a mai întâmplat nimic. Cheamă-mă în zoană cazul tău și eu te voi izbăvi. Păi când am coborât cu avionul, cu bombele, cu noi, la Presbyterian, în Scoția, păi ne ținem de olaltă, unul pe altul, așa, că eram trei familii, o familie de baptiști și eu cu nevasta penticostal și un frate cu nevasta ortodoxă. Ne țineam de olaltă în mijlocul avionului și capitanul striga: rugați-vă, că i-am spus, că o zis Duhul Sfânt, numai dacă vă rugați mult scăpați. Păi strigam în mijlocul avionului când ne lua gura. Și la un moment dat am căpătat accept de coborâre și în 25 de minute am fost pe pământ și am fost salvați. Păi ăsta nu-i năcaz că te doare capul, dar și la ăsta mic cu mâini. Dacă ești prieten cu Dumnezeu, dacă îți împlinești juruințele făcute, dacă ești mulțumit, strigi către Domnul și gata! Nu te mai doare în veci. Atâtea boli o vindeca Domnul Iisus pe care le-am văzut eu cu ochii. Și acum am fost în Austria, în fiecare program boteza Domnul 2, 3, 6 și unii tineri care au apucat cu droguri și au apucat duhuri demonice, de nici ochi în cap nu le stătea. Și au venit părinții cu ei: roagă-te, ce să fac cu ăsta, că nu mă mai pot înțelege, îi vrea numai tot de bătaie cu toți, vrea numai așa. Păi, dragul meu, sigur că da. Și când ne-am rugat în plină adunare și a început să urle și a început să facă urăciuni de-a lui, dar n-a scăpat. Domnul a venit în ajutor, asculta rugăciunile și a fost eliberat. Altul, când strigai la el, asta în biserica 3 la Viena, păi făcea: nu, nu, ieși afară, Tugnicura, nu, nu, ba da, acum trebuie să ieși afară. Și-a ieșit afară și-a venit tatăl după câteva zile: vai, frate Hozan, copilul meu care zicea că nu mai crede nici în Iisus, nici în Dumnezeu, că nu-i mai trebuie biserică, acum el ne îndeamnă pe toți, hai la rugăciune, acum, ui așa, citește Biblia, să roagă,
Slăviți să fie Domnul! Banco veste, zice, vorbește în alte limbi. Păi dacă l-a curățat Dumnezeu, l-a și botezat ca să fie a lui, fie slăvit Domnul! Asta trebuie și la bătrâni și la tineri. Asta trebuie. Să fie eliberați de patim, de pofte, de demon. Și cu adevărat să fie copiii lui Iisus. A lui să fie slava. Adă ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri, împlinește-ți juruințele, apoi cheamă-mă și te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi, fie slăvit Domnul. Dragii mei, după aceea cuvântul continuă aici și n-aș vrea să-l întrerup, dar nu știu bine, cred că ar trebui să închei, dar nu pot acum. Na, și dacă vă supărați pe mine, mai viu și mâine sau pămâine sară, ca să aveți de ce vă supăra. Auzi numai, Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legământul meu, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Odată vine o fată la adunare și adunarea noastră e măricică și ea vine și se așează cum ar fi aici la stâlpul ăla așa. Nu, conducem programul. Dar nu stă mult cu niște tocuri pe atâta că mamele nu sunt capabile să educe fetele. Nu purtați așa urăciune, fiindcă astea vă strică organismul. De când se poartă tocuri înalte, cele mai multe femei nu mai pot naște normal, trebuie să nască cu cezariană, că s-a modificat oasele lor. Dar mai bine sufere cezariană decât să umble frumos pe drum. Vine până acolo, ies înapoi, poco, 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 ies afară. Stă un pic, iară vine până acolo. Mai stă un pic, iară ies afară. Mă ridic de la amvon așa și mă uit la ea. Femeile pângă care treceau, tu s-o mânia Hozan, s-o supăra pe tine Hozan, trăjea de ea. N-am văzut-o exact cu mâică, nu văd eu așa bine până acolo, dar tot mi se părea că are ceva pe ea preciudat. Bun, când ies afară, rochia ei din sus de genunchi. Hai, Doamne, iartă-mă! Păi tu când șezi pe scaun, rochia ți se adună, apă ce mai ai pe tine tu? Altă minune, pe aici niște cipcă din aia, ui așa, pielea goală. Până cipcă se vede, aici la fel. Hai, Doamne, mă, cine ți-o cumpărat ție hainele astea? Mama, doar n-ai de gând să te cerți cu mine. Păi tu, fată, eu-ți spun o vorbă și tu să te ții de ea. Dacă vrei să mă vii la adunare, să te îmbraci decent, să nu fii o ispită pentru toată lumea. Și de nu te îmbraci decent, să nu mai intri pe ușa asta niciodată. Tu n-ai ce căuta între sfinți. Ori te îmbraci ca oamenii, ori gata. Băi, s-o dus acasă plângând, dă tată s-o telefoane. Așa știi să vorbești ca un pastor, ca așa, ca așa. Îl ascult, nu mai tace. La un moment dat îl între, măi, dar mucoasa aia ta te aude ce vorbești? Păi aici lângă mine, păi să-ți fie rușine, mă. Păi tu așa ai învățat pocăința. În loc să o disciplinezi pe ea, te ceri cu pastorul, mă, față de ea, mă. Păi tu ești pocăit, mă, păi tu ești bărbat în casă, mă. Păi l-am luat eu.
Am gândit acum, dau de bai cu ăsta. Prima duminică niciunul din casă n-a venit. A doua duminică toată casa a umplut o bancă. Acum m-am gândit să te ții, hozane. Dar când am ieșit afară, eu ies mai târziu, unul trebuie una, unul alta, unul rugăciune. El o tot aștepta, dar eu am ieșit cu întârziere. Când am ieșit, fuga, mă uit, nu cumva, în parcare, ceva, era mai încolo. Când mă vede, fuge către mine, fug și eu către el. Îl îmbrățișez odată și îl sărut. Mă, să faci bine, să mă ierți, mă. Eu-s bătrân, dar eu vreau pocăința, pocăință, mă. Ba nu, frate Hozan, eu-s de vină, pe mine să mă ierți, mă, pe mine să mă ierți. Și tot pe mine să mă ierți și el pe mine să mă ierți. Ne-am sărutat de două, trei ori. Minunea lumii. De-aci încolo, în toată duminica, banca aia era a familiei lor. Dar până aici, nu, că ei merg la englez, că merg, mă, Doamne, iartă-mă. Pe oriunde mere, trebuie să arăți că ești copilul Domnului. Dacă merg pe drum și cineva te vede din spate, trebuie să vadă că tu pe pas arăți că ești pocăit. Păi dacă nu, tu nu iubești mustrările, tu cuvântul care îl auzi de aici nu-ți pasă de el. Ai auzit de atâtea ori cum să umbli în adunare, dar nu-ți pasă de el. L-arunci înapoi a ta, faci ce vrei. Dar dacă e vorba că vezi un hoț, păi te unești cu el, nu? Care de aici vă uniți cu hoțul? Ia, ridicați o mână. Nu-i niciunul. Să vă spun cum am văzut eu o unire cu hoțul, nu de mult. Un frate merge la unul care pune taile. Aia era meseria lui. Mai frate, ne-am cumpărat o casă și vreau să schimb pardoseala jos și mi-ar trebui niște taile și așa să vii să măsor, să cumpăr, să așa. Nu trebuie să cumperi. Eu am. Viu și fac cu tailele mele. Și nu-ți cer mult. Îți fac așa, mai după mâna ta. Bine, mă, ascult și eu. Dar după aceea zic, mă, de la care magazie ai cumpărat tu tailele? Păi nu, zice, astea acum ne-au rămas de la lucru. Păi tu ai firma ta, lucri, cum? Ai, nu, nu, zice, mă duc la centrul ăla, la magazie, de unde e el taile, vine și pune și rămâne o ladă sau cât, cum să măsoară ele. Și apoi le aduc acasă și mai fac și eu un ban. Mă, omule, tu pentru aia ar trebui să te duci la cel care ți le-o dat și să-i spui, uite, au rămas atâtea taile, pot să le iau și dacă nu, să-i le dai înapoi, că-i banul lui. Nu tu le furi de la el și faci bani. Și mai pui pe unul, mă, ia uite-te să nu vadă care va până le bag în mașină. Păi cum e aia, mă? Te unești cu hoță. Alta, mai ciudată, te însoțești cu preacurvarii. A mai fost de când e pământul ăsta atâta preacurvie și atâta însoțire cu preacurvarii? De când e lumea n-a fost asta? Acum copii mici, fete, băieți, bătrâni, ba am întâlnit undeva o soacră, a venit că el era pastor și a spus, frate, nu mai pot, omul ăsta, toată noaptea stă până la 1, 2, 3, să uită pe internet. Și când vine la pat, nu o lasă pe amărâta asta să doarmă, vrea să-și împlinească poftele după cum o văzut acolo. Ai văzut-o, mă? Te însoțești cu preacurvarii și nu-i destul că tu ești un stricat în minte. Tu faci altceva, alți-ți de bai,
apoi te-a pus, stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Păi ce ai făcut, Adame? Păi de ce ai făcut asta, Ionă? Păi de ce, Evă? Ce ai făcut? Unde ești? Dragul meu, noi suntem un popor destinați să ajungem, cum s-a citit în Apocalips, îmbrăcați în haine albe. Dar hainele albe nu-i prea curvia cu aparatele moderne? Nu-i hoția de pe care să mai scos și bani? Hainele albe sunt faptele neprihănite ale sfinților. Amin. Sunteți de acord cu asta? Amin. Păi dacă așa sunteți de acord, din seara asta înainte, așa să trăim. Că almintrelea Duhul Sfânt adeverește că vrășmașul va pune ca o bombă în mijlocul bisericii cu multe fitile și toți cei cu mintea întinată se vor apuca să tragă de fitilile alea și atât ar trage până a exploda și vă veți face de rușine. Da! Dar dacă vă curățiți fiecare de păcatul lui, Domnul va veghea și nu se va întâmpla așa ceva. Dar veți vedea, veți mirosi asta. Dragii mei, de ce ai făcut asta? Ce ai făcut, Evă? Dimineață spuneam că Eva, femeia, trebuie să fie ca o cârmă care să conducă la Iisus. Dar acum, cuvântul Domnului arată că tot prin ea se poate ajunge la căderi mari în familie și în biserică. Bărbați sunt mai tăcuți, nu toți. Eu, de exemplu, îmi place să predic mult. Dar așa, dacă mă întreb de ale tale, te las să vorbești singură. Dar ele vorbesc mult, vorbesc și ațâță. Femeile ațâță focul. Opriți-vă de la așa ceva. Și apoi continuați și vedeți ce zice cuvântul. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Toți ăștia care sunt aici sunt frații și surorile mele. Ei sunt fiii singurului din a cărei coastă a ieșit apă și sânge ca la o naștere. Și se întreabă prorocul, cum se poate face așa ceva, să se nască un popor așa deodată, o țară într-o zi? Noi suntem poporul ăla, noi suntem răscumpărați ăia. Tu n-ai voie să vorbești împotriva cuiva din adunare, că vă spun, o zis Iisus, îngerilor, văd pururi fața Tatălui meu care e în ceruri. Și îngerii raportează. Ori de câte ori mă vede pe mine supărat, îngerul raportează. Hozană-i supărat pe ziua de azi. Nu poate să aducă jertfă de laudă. Dar, Doamne feri, m-a scăpat Dumnezeu de astea. Eu când stau în pat cânt, când mă scol cânt, când stau de vorbă cu cineva în inima mea cânt.
și bat aici cu mâna și las să vorbească și răspund când trebuie și când nu, în inimă eu cânt. N-am treabă. Nu vă lăsați inima pradă la gânduri deșarte. Lăudați pe Domnul, că merită glorie Lui. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Păi de câte luni de zile în capul tău să-ți bate o revoltă? Am auzit că vreți să faceți alegeri. Faceți. Dar de cât timp în capul tău să-ți bate o revoltă? Pe ăla-l tai, pe ăla-l fac, pe ăla-l dreg. De când te frământă pe tine gânduri care te nenorocesc și vorbești, dacă ai fi numai tu, dar mai aghezi după tine pe alții. Am fost într-o biserică triinși, scria scrisori. Unul ținea cu păstorul, doi nu ținea cu păstorul și la un moment dat se întâlnesc la poștă. Era într-o comună. Păi, ce-ai făcut? Bă, eu pe ăsta îl pui la punct, nu mă las, pe ăsta îl pui la punct. Ăia l-a zis, mă, nu fa așa. Dar voi ce faceți? Păi noi vrem să rămână el, noi ținem cu el. Doamne, feri! Și s-au apucat la ceartă acolo. Că unii era așa, unii era așa. Dar am văzut cerți din alea în adunare. Am văzut într-o adunare în România ceartă de la așa ceva, de n-am putut sta pe loc. O trebuie să mă duc și să-l prind pe el care vroia să dea în doi inși și l-am strâns odată peste coaste, bine în brață, mă, așa te duc până la poliție, mă, dacă tu n-ai pace. Să ieși afară și până când îți iau aici nu mai intri. L-am scos afară. Că n-avea pace, mă. Păi dacă n-ai pace, tu nu-ți poți împlini juruințele, tu n-ai mulțumire și tu aștepți pe Domnul să lucre în viața ta. Păi cum e asta, mă? Gândiți-vă la cele trei întrebări. Unde ești? Știi tu locul tău? Pe locul tău e aici să-L servești pe Dumnezeu, să-L lauzi pe Dumnezeu, să-I proclam numele lui Dumnezeu, nu să lucri în contul diavolului. Aici e locul tău. Fii blând, cum zice prorocul Zaharia în 7:9, faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate unul față de celălalt. Așa faci tu? Iubit ascultător, așa faci tu? Tânără, tineri, așa faceți voi? Faceți cu adevărat dreptate? Vă purtați cu bunătate unul cu altul? Măi, Dumnezeu ne vrea sfinți! Și să ne ajute Tatăl Ceresc. Păi după ce le faci pe toate astea, știi ce-ți vine în gând? Vezi că și Dumnezeu e de partea mea. Ai văzut? Nu m-o mustra prin niciun proroc. Dar în seara asta, cuvântul lui Dumnezeu îți dă dreptate. Cum te raportezi la asta? Vezi? Păi mai mare proroc ca Biblia, nu este altul. Vin odată doi băieți baptiști. Unul era ofițer în Deva și nu s-a întâlnit să de mult. Și când s-au întâlnit, el din Deva avea prieteni și merea la câte un banchet cu prietenii. Ăsta din Sibiu află despre treaba asta. Mă, pă nu-i voie, mă. Pă nu zice ce, eu mă duc și acolo trebuie să fie o lumină. Mă, cum te duci tu acolo, mă? Păi nu-i voie. Hai să mergem, zice, la fratele Hozan să vedem, să prorocească, să vedem ce zice. Vine
Uite, frate Hozan, prietenul ăsta, eu am făcut școală la olalta, pe el făcut școala militară și uite-te ce face pândeva. Ce zici? Dar ălalalt și sare. Poți să-mi arăți în Biblie că nu-i voie să bei niciun pahar? Că nu-i voie să intri cu cineva să mănânci o masă și așa? Poți să-mi arăți? Băi, dragul meu, iartă-mă, dar eu nu sunt așa de înțelept, mă. Nici nu știu toate cât e scris în Biblie, dar iau Biblia și o dau așa către el. Așa. Na, uite-te tu aici. Uite că chiar aici s-o deschis. Deschide Biblia. Și el deschide Biblia. Măi, zi-o un verset. Nu știu eu ce să zic. Pune degetul. Și el întinde mâna de acolo și pune degetul aici. Atunci îi întorc Biblia așa. Te rog, citește, că eu n-am văzut ce ai pus tu degetul acolo, că ai acoperit cu degetul tău. Citește. El ieși și citește. Să nu intri nici într-o casă de petrecere ca să te așezi cu ei, să mânci și să bei. Măi, o rămas îngălbenit la față. Putea proroci un proroc așa ceva? Nu putea. Dar prorocul ăsta o prorocit exact. Slăvit să fie Domnul! Amin. Vedeți? Biblia în toate domeniile are răspunsuri și noi preamărim pe autorul Bibliei. Amin. Acum, luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, care sunt ăștia? Care se unesc cu hoțe, care se însoțesc cu preacurvarii, care dau drumul gurii la rău, care vorbesc împotriva fratelui lor, care clevetesc pe fiul mamei sale, care nu primesc mustrările și aruncă cuvântul Domnului înapoi a lor. Toți ăștia au uitat pe Dumnezeu. Ăștia sunt în categoria celor de la Efeseni 4, de la versetul 17 la vale. Din pricina păcatului, mintea lor s-a întunecat, mintea fără pricepere s-a întunecat. Și acum săvârșesc cu lăcomie lucrurile astea. Dar acolo Pavel zice, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin, potrivit cu adevărul, ați fost învățați și dacă l-ați ascultat. Voi n-ați învățat așa pe Hristos. Hristos, când a intrat în inima mea și a ta, te-a adus aici ca într-o casă de ospăți, zice Cântarea Cântărilor, capitolul 2. Și dragostea era steagul flutura peste mine. Mare lucru, mă! Unde-i dragostea din tâi? Cum priveai totuși pe frați? Cât erai tu de viteaz în credință? Cum te rugai? Cum întâlneai pe frați și cum era pe vremea aia? Păi prindeai pe frați în brață și îl sărutai gură pe gură de două, trei ori, de pognea buzele. Acum te-au învățat americanii altă disciplină. Acum uite cum faci, hai nu mă încoace. Că știi mai bine în greșe. Uite, când vine... Așa... Îl bați pe spate ca pe cal, du-te în treapă ta. Da, nu mai este sărutul ăla plin de har. Nu mai este sărutul ăla cu lacrimi din ochi, mă. Mai se întâmplă ție să întâlnești pe un frate și când îl prinzi în brață, ochii să-ți lăcrimeze? Ce se mai întâmplă, băi? Așa era pe vremea. Păi surorile lua colțul de la batic și ștergeau ochii după întâlnire cu soră. Dar acum, ce să mai fac acum? Ați rujite pe buză dacă o sărută să mânjește și alaltă. Nu mai se poate, vezi? Măi, cum am căzut din harul mare care ne-a fost dat! Doamne, întoarce-ne la calea ta! Și fii născut și ocrotire. Și acum, de încheiere, adu, așa,
ci ne aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, acelui ai voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Fie slăvit Domnul! Amin. Tinerelor, vreți să fiți mântuite? Vreți? Ziceți tare, mă! Da! Tinerii de pe acolo, vreți să fiți mântuiți? Bătrânii de pe aici, vreți să fiți mântuiți? Surorile astea, vreți să fiți mântuite? Corul ăsta, vreți să fiți mântuiți? Amin. Păi la pocăință, măi! Nu la distracții, nu la lucruri lumești, la sfânta pocăință! Amin. Asta trebuie! Dacă cineva se simte legat de păcatul ăsta a vorbirii de rău și a încercat vreodată să se lasă, dar iar s-a pomenit în el. Dacă cineva se simte legat de aparatele astea moderne care te înșală, măcar o știre să mai aud și apoi din știri ajungi la altele și la altele și iar îți pare rău, n-ai vrea să scapi de așa ceva? N-ați vrea să scăpați de așa ceva? Dragul meu, într-o biserică a ieșit la chemarea asta 148 de tineri. Un frate de la balcon îi număra. Fiecare mă prindea, punea obrazul pe obrazul meu și înșoptea la urete. Ăsta-i păcatul meu. Ăsta mă leagă, pofta asta mă nenorocește, gândurile astea sunt așa. Și apoi eu mă rugam, ei plângea, eu plângeam cu ei și Dumnezeu i-a eliberat. Slăvit să fie Domnul! Să vezi după aia cum cântau, să vezi după aia cum se rugau tinerii. Dragii mei, nu-i bine unde am ajuns. Nu-i bine. Trebuie să ne întoarcem la cărarea cea adevărată trasată de Iisus, fie-i slăvit numele. Amin. Vrea cineva să mă rog împreună cu el în seara asta? Este cineva? Are pe inimă o apăsare? Vrea să scape de asta? Dumnezeu Preasfântul te poate ajuta chiar acum. Și dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare și cel puțin din locul unde ești. Dacă nu ai curajul să vii și să povestești care ți-a apăsul, din locul de unde ești, oricare ai fi tu, tânăr, bătrân, care ești, ridică o mână în timpul rugăciunii, ține-o ridicată și eu mă rog de aici și biserica toată să roagă și Iisus va lucra! Mărească-i să numele! Amin. Crezi așa? Amin. Slavă Domnului! Hai să ne rugăm! Iisuse, Doamne! Te binecuvânt! Îți mulțumesc pentru biserica aceasta! Îți mulțumesc pentru frații aceștia! Uită-te la cei cu mâinile ridicate! Uită-te la tineri, tinere! Uită-te la bătrâni! Uită-te la slujbași! Doamne, uită-te cu îndurare la noi! Adă vindecarea! Adă tu puterea!